Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea Apocalipsa, capitolul 2. Vom lectura primele 7 versete. Să ascultăm acest cuvânt. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. În această dimineață vom împărtăși un cuvânt inspirat din acest pasaj biblic, cuvânt pe care l-am intitulat Biserica din Efes, Biserica fără dragostea din tâi. Cu siguranță că citind și vorbind despre starea spirituală a acestei biserici, biserica la înființată de Apostolul Pavel, susținută, păstorită, crescută de Apostolul Ioan, de Timotei, a trecut prin stări și prin experiențe care reprezintă o pildă, un exemplu și, de asemenea, un mesaj pentru toate comunitățile de credință. Există, cu privire la fiecare dintre noi, cu privire la fiecare biserică locală, cel puțin trei imagini. Prima imagine este imaginea pe care o are lumea din afară cu privire la propria noastră persoană sau cu privire la comunitatea noastră, cu privire la biserică. Această imagine răspunde la întrebarea: ce zic cei din jur despre tine? Ce zic cei din jur despre Biserica Emanuel? Imaginea a doua este reprezentată de perspectiva lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu despre tine? Ce spune Dumnezeu despre biserica noastră? A treia imagine este reprezentată de propria noastră imagine de sine. Ce zicem noi despre noi înșine? Cum ne-am caracteriza ca biserică profilul nostru spiritual? Ceea ce găsim în cele 7 scrisori adresate către 7 biserici și consemnate la începutul cărții Apocalipsa, reprezintă punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la aceste biserici, în cazul acestei dimineți, biserica din Efes. Citim în Scriptură că biserica aceasta a avut un trecut glorios, avea o tradiție bogată, ea a fost înființată de Apostolul Pavel, acolo a slujit răspândind cuvântul, un om al lui Dumnezeu cu numele Apolo. Acolo s-a așezat pentru o vreme o familie de apostoli, Acuila și Priscila. Acolo Pavel l-a așezat pe Timotei ca prezbiter, ca slujitor. Acolo apoi și-a sfârșit alergarea și a slujit până la moarte apostolul Ioan. O biserică în trecutul căreia putem găsi cei mai reprezentativi slujitori ai lui Dumnezeu, oameni ai lui Dumnezeu, de la începutul bisericii. În această biserică Dumnezeu a lucrat cu foarte mare putere. Scriptura ne spune că s-au făcut minuni și semne, vrăjitorii s-au întors la Dumnezeu, oamenii care urmau cultul zeităților păgâne au părăsit acele vechi religii și s-au întors la creștinism, templele păgâne din Efes s-au golit de închinători
și oamenii au ales să-L mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Efes a devenit un centru de misiune. Cuvântul ne spune că din Efes, Evanghelia a fost vestită în toată Asia. Într-un cuvânt, o biserică în care Dumnezeu a lucrat cu putere și care se putea lăuda cu un trecut cu adevărat strălucit, binecuvântat. Totuși, starea prezentă în momentul adresării acestei scrisori nu era încurajatoare. Să vedem despre ce este vorba. Dar mai întâi, să ne uităm și să observăm felul în care Domnul Iisus, Dumnezeu, se prezintă pe sine în relație cu această biserică. Iată cum începe. Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice. Știu faptele tale. Trei lucruri afirmă aici Domnul despre sine. Întâi, că El ține în mână cele șapte stele. Din introducerea cărții Apocalipsa reținem că cele șapte stele reprezintă cei șapte îngeri ai acestor biserici și interpretând sensul acestor îngeri, putem să spunem că este vorba de conducătorii bisericilor. Eu, zice Domnul, țin în mâna mea pe slujitorii tăi. Iată ce zice cel ce a chemat slujitori, cel ce însoțește slujitori și cel ce vorbește prin slujitori și ține în mână, protejând acești slujitori. Apoi continuă spunând, cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Tot din debutul cărții Apocalipsa reținem că cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Cel ce umblă în mijlocul bisericii, cel ce e prezent în biserică, cel ce ține biserica, cel care se găsește în centrul bisericii, în mijlocul ei, susținându-i existența. Sfeșnicul, dincolo de înțelegerea identității comunitare, biserica locală, mai e ceva foarte profund. E recunoașterea din partea lui Dumnezeu că respectiva adunare de oameni reprezintă poporul lui Dumnezeu. Dacă e ceva cu adevărat încurajator și cu semnificație pentru o adunare de oameni, pentru o adunare creștină, e ca adunarea aceea să capete confirmarea lui Dumnezeu că ea reprezintă poporul lui Dumnezeu. Pentru biserica din Efes, Domnul a spus așa. Slujitorii din biserica ta sunt chemați de mine, ținuți de mine, însoțiți de mine. Eu mă folosesc de ei. Și despre tine ca adunare mărturisesc că ești biserica mea. Îmi aparții. Numele tău este scris în cartea mea. Ca apoi al treilea lucru, Domnul să spună, știu. Dumnezeu se revelează aici ca cel care știe tot, cunoaște tot, știu faptele tale. Nu este nicio taină ascunsă de Dumnezeu, nu e niciun ungher în care cineva s-ar putea dosi. Nu există niciun secret, Dumnezeu știe totul. El nu are nevoie să fie informat de cineva, nu trebuie să-i aducă cineva la cunoștință ceva ca să știe. În temeiul divinității sale, Dumnezeu cunoaște totul. Așa se prezintă El în fața acestei biserici și cred că așa se prezintă și în fața noastră. El ține slujitorii, El ține biserica și El știe totul și despre slujitori și despre biserică. În al doilea rând, cuvântul ne descrie starea spirituală a acestei biserici, a bisericii din Efes. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Cu privire la starea spirituală a unei biserici, starea spirituală a unei biserici sau unui om este caracterizată de două mari relații.
În primul rând este dimensiunea orizontală. Această dimensiune orizontală are în vedere aspectul vizibil, ușor măsurabil, observabil. Și a doua dimensiune este reprezentată de cel interior, lăuntric, care cuprinde relația cu Dumnezeu, aspecte invizibile. Nu sunt ușor de ținut în mână, nu sunt ușor de observat, dar ele de fapt fac esența, ele dau consistența. Dimensiunea vizibilă, dimensiunea invizibilă, dimensiunea publică, dimensiunea ascunsă, dimensiunea care stă pe etichetă și aia care caracterizează conținutul. Două dimensiuni ale stării spirituale. Pe interfață, Dumnezeu observă lucruri pe care le menționează cu generozitate, faptele tale. Și când spune știu faptele tale, nu e o aluzie la fapte negative. Nu e ca și cum te-ai uita în ochii unui răufăcător și să spui știu ce ai făcut. Și acela să se umple de groază că i-ai dat pe față, de conspirat. Nu. E vorba de fapte bune, după cum reiese din ce urmează. Osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei care spun despre ei că sunt apostoli și nu sunt. Și i-ai găsit mincinoși. Iată o biserică în care este maturitate, e discernământ, nu-i ușor de impresionat, de dus, de colo-colo, învățătura a fost adânc, sădită, e maturitate spirituală, e maturitate în învățătură aici. Ai răbdare, răbdarea caracterizează pe cel care s-a maturizat, ai suferit din pricina numelui meu, e biserică martir, a plătit preț, știe ce crede și a rămas loial lângă acela în care a crezut. N-ai obosit și a păstrat prospețimea și a păstrat dorința de a rămâne lângă Dumnezeu. N-ai obosit. Mai departe, este apreciat la această biserică faptul că împărtășește simțămintele lui Dumnezeu față de o categorie de oameni prezenți în generația aceea care a făcut mult rău, nicolaiții. E vorba de o erezie din perioada respectivă. Cu privire la oamenii aceștia, Domnul observă în dreptul bisericii din Efes și spune așa: ai lucrul acesta bun, urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Vă rog să observați că Dumnezeu n-a zis că îi urăște pe nicolaiți, ci faptele nicolaiților. Dumnezeu iubește pe oamenii păcătoși oricât de adânc s-ar terfeli în păcat. Nu scrie că îi urăște pe homosexuali, ci că urăște homosexualitatea. Nu scrie că urăște pe adulterini, ci că urăște adulterul. Pe oameni îi iubește, faptele lor le urăște. Biserica din Efes a făcut și ea această distinție. Ai zice, ce lipsește? Dacă ar fi să ne caracterizăm pe noi înșine, dacă ar fi să ne măsurăm ca biserică, comparându-ne cu alții, comparându-ne cu noi, comparându-ne cu această biserică, probabil că fiecare ar spune despre sine cât i-ar spune. Și biserica din Efes a spus despre sine multe lucruri. Este însă ceva îngrijorător. Acest îngrijorător este subliniat prin cuvântul dar. Să se apropie Dumnezeu de tine, să spună, eu te susțin și te recunosc. Să spună, știu faptele tale, osteneala, răbdarea, sacrificiu, suferința, maturitatea ta. Știu că n-ai ostenit. Știu că mi-împărtășesc simțămintele față de nelegiuire. Urăști ce urăsc, iubești ce iubesc. Să spune așa Dumnezeu despre tine, ce ți-ar mai lipsi? Să te descrie dreptul Dumnezeu care știe tot cu acest profil. Să mai și spună,
ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Doctrina ta, învățătura ta, valorile pe care le împărtășești sunt ale mele, zice Domnul. Să primim o asemenea caracterizare din partea lui Dumnezeu, am crăpat de bucurie. Urmează însă acest dar. Și practic acest dar face însăși esența mesajului pe care Dumnezeu îl are de spus acestei biserici. Dar ce am împotriva ta. Dumnezeu are ceva împotriva acestei comunități, acestei biserici. Și acest ceva reprezintă dimensiunea invizibilă, spirituală, lăuntrică, interioară, tăinuită a relației cu Dumnezeu și a imaginii de sine. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ți-ai părăsit iubirea de la început. Aș vrea să băgăm de seamă întâi de toate că dragostea dintâi nu spune ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea dintâi. Dragostea dintâi nu se pierde. Dragostea dintâi, această valoare pe care Domnul nostru Hristos observă că lipsește în dreptul acestei biserici, nu se poate pierde accidental. Nu. Ea doar se părăsește voluntar. Ai părăsit-o. Sensul cuvântului grecesc este a părăsi, a lepăda, a neglija, a abandona și chiar a divorța. Ce am împotriva ta este că ai neglijat iubirea dintâi. Ai abandonat iubirea dintâi. Ai părăsit dragostea dintâi. Dar ce e oare dragostea dintâi? Ea este asociată cu faptele dintâi ale acestei biserici. Când îi se spune să se pocăiască, nu îi se zice întoarce-te la dragostea dintâi, ci, sigur, și asta este pe fond, ci îi se zice adu-ți aminte de faptele tale dintâi și pocăiește-te. Dragostea dintâi este însăși esența relației cu Dumnezeu. Pasiunea pentru Dumnezeu. Sensul prezenței lui Dumnezeu. Nu e vorba aici de fapte, ci e vorba mai întâi de trăiri interioare profunde, de atașament spiritual interior, de iubire interioară, de inimă e vorba. Ce am împotriva ta este că ai neglijat relația cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, sensul prezenței lui Dumnezeu. Atât de mult ai neglijat încât a rămas în urmă. Ai rămas mai departe creștin, ai înaintat în învățătură creștină, ai o învățătură și o dogmă corectă, caracterul tău, nu-i putem reproșa ceva, etica pe care o propovăduiești este corectă, ce numești tu că e păcat și Dumnezeu recunoaște că e păcat, ce spui tu că este drept și Dumnezeu recunoaște că este drept, profilul este corect, dar ție ți lipsește ceva. N-ai viață. Lipsește Duhul. Lipsește focul interior. Lipsește pasiunea. Nu mai ai entuziasmul și bucuria credinței. Ai intrat în rutină. Te-ai plictisit. Nu te mai încântă, nu te mai bucură, nu te mai însoțește entuziasmul. Frica de Dumnezeu, acel cutremur interior, a rămas doar o noțiune intelectuală. Cugetul, vibrarea aceea interioară, ungerea Duhului, nu mai e acolo. Pe acestea le-ai neglijat părăsindu-le. Asta e dragostea din tâi. Și mă întreb, cum stau lucrurile în dreptul nostru? Vă rog să observăm că Domnul face o distinție clară între valori foarte importante, profunde,
descrise aici prin cuvinte, cum ar fi caracterul, știu faptele tale. Poți să fii om de caracter, să nu minți, să nu furi, să-ți respecti familia, să nu prea curvești, să fii un om cum se cade și totuși Dumnezeu să spune despre tine, n-ai relație cu mine. Nu mai ai focul îndrăgostirii de la început. Poți să trudești, să te sacrifici, știu osteniala ta. Să rabzi. Răbdare este o trăsătură de caracter a omului matur. Copiii nu știu să rabde. Să te abții, să suferi. Știu că ai un sistem de valori corect. Nu poți suferi pe cei răi. Urăști faptele nicolaiților. Ai un sistem de valori corect. Poți să ai sistemul de valori al lui Dumnezeu. Învățătura, dogma, morala, valorile de credință ale Domnului Hristos, ale apostolilor, poți să le ai. Și totuși, Dumnezeu să spune că ești pe marginea prăpastiei. Lipsește iubirea din tâi. Poți să suferi pentru Hristos. Ai suferit pentru numele meu. Și poți să-ți păstrezi puterea. N-ai obosit. Nu te lași. Te jertfești mai departe. Te dai mai departe. Perseverezi ducând la capăt ceea ce știi că trebuie să faci pentru Dumnezeu. Vom spune, privind lucrurile din exterior, care-i problema atunci? Domnul spune, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Oameni buni, să cugetăm adânc la câteva realități pe care o să le exprim întrebând. În fața conștiinței dumneavoastră, mai simțiți prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră? Se coboară Dumnezeu lângă voi când vă rugați? Vă mai pasionează să vă conectați cu Dumnezeu? Sau bifați? M-am rugat, bifați. Sunt unii creștini care au ajuns în starea în care nici nu mai sunt deranjați când nu bifează. În disciplinele spirituale se spune că trebuie să te rogi în fiecare zi, să citești Scriptura în fiecare zi. Te poți găsi în starea în care îți împlinești norma. Bifezi și pasiunea, și inima, și iubirea. Te trage inima să te rogi. Te încântă, te bucură, te entuziasmează să-L descoperi pe Iisus în Scriptură. Îl iubești tu cu adevărat pe Domnul Iisus? Acolo era problema. Efectul este sinonim cu căderea. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Părăsirea dragostei din tâi, pierderea sensului prezenței lui Dumnezeu, pierderea plinătății Duhului, a pasiunii față de Dumnezeu, a iubirii față de Dumnezeu, este echivalent în viziunea Domnului care vorbește acestei biserici, este echivalent cu căderea. Nu e încă apostazie, dar dacă nu se fac repede schimbări, dacă nu se corectează repede, dacă nu se fac îndreptările, asta se poate întâmpla. Și auziți, dacă nu te pocăiești, am să-ți iau sfeșnicul din locul lui. Ce-i sfeșnicul? Notați, vă rog, cum s-a prezentat Domnul acestei biserici și cum se prezintă și nouă. Eu am chemat pe slujitorii tăi, îi țin în picioare și îi folosesc și îi însoțesc pentru binele tău. Și pe tine te recunosc ca popor al meu. Te recunosc ca fiu al meu. Eu țin în mână sfeșnicul tău. E mare lucru
Să spune Dumnezeu despre o adunare, slujitorii pe care îi ai sunt ținuți de mine, chemați de mine și însoțiți de mine și voi care sunteți acolo la oaltă sunteți poporul meu. E mare lucru. Și auziți ce zice? Din cauza faptului că ți-ai părăsit dragostea din tâi, deși în dimensiunea publică a mărturiei tale ai note bune, dar din cauza că în interior, în interiorul ființei tale, în esența relației tale cu Dumnezeu, acolo lucrurile s-au stricat. Din cauza asta, stau pe gânduri să văd dacă te mai recunosc ca poporul meu. Dacă nu faci îndreptări, zice Domnul, dacă nu te întorci la faptele din tâi, dacă nu te pocăiești, voi veni și voi ridica sfeșnicul. Adică voi ridica de la tine mărturia că mi-aparții. Și ce o să-ți rămână? Imaginați-vă că bisericii din Efes, Domnul i-a fi luat sfeșnicul. Ce s-ar fi întâmplat cu biserica? Imaginați-vă că a ridicat Dumnezeu de peste noi mărturia că suntem biserica Lui. Și ce s-ar întâmpla duminica viitoare? Dați-mi voie să vă spun ce se va întâmpla. Duminica viitoare, exact la ora 10, o să începe programul. Cu corul pe dispozitiv. Cu repertoriu creștin de al altării. Cu aceeași echipă de slujitori. Ne vom duce cântările, ne vom face slujbele și ne vom felicita că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și aia și duminica următoare și următoare, până când într-o zi, dacă va avea milă, va duce un vânt de trezire și se va ridica unul și altul și altul. Ca apoi, odată cu asta, să readucă Dumnezeu sveșnicul. Dar nu-i vorba doar de comunitate aici. Comunitatea e făcută din oameni. Familia ta este o biserică. Unde sunt doi sau trei, Iisus se prezintă. Ce spui de familia ta? E Dumnezeu în casa ta? Ce zici de tine? Curăția inimii tale, râvna ta pentru Dumnezeu, bucuria rugăciunii, a cuvântului, iubirea din tâi. În biserica din Efes, la început, și cu asta ne îndreptăm spre soluție, Domnul a zis, adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte de faptele din tâi. Patru lucruri ca soluție sunt puse în fața acestei biserici. Întâi, adu-ți aminte de unde ai căzut. Analizează-ți starea prezentă spirituală. Compară-te cu ce erai altădată. Amintește-ți de pasiunea și de râvna ta de la început. Amintește-ți de vechile stări, de vechile bucurii, de vechile trăiri. Adu-ți aminte de cum simțeai și te bucurai de prezența lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de cum ți se arăta când te rugai, cum îl căutai în odaie, cum abia așteptai să te ascunzi de oameni și să te rogi. Ca odată cu trecerea timpului să te părăsească această dorință și bucurie și să ajungi până în punctul în care te deranjează când observi la alții. Odată cineva deranjat a zis, lasă că știu cum o să vă dați și voi în curând pe brazdă. Așa a zis. Unul care de mult lăsase în urmă dragostea din tâi, celor care erau plini de bucuria mântuirii, proaspăt convertiți și botezați cu Duhul, care trăgeau la rugăciune și la scriptură, uitându-se așa la ei cu un pic de aer de superioritate, acesta abandonat al iubirii din tâi și poate și de Dumnezeu, a zis, în curând o să vă zicem bine ați venit în rândul celor care s-au trezit la realitate. O, să aibă Dumnezeu milă de noi! Să aibă Dumnezeu milă de noi! Aceste biserici, Domnul îi spune, amintește-ți vechile tale stări, iubirea ta de început. În începuturile bisericii, Cartea Faptele Apostolilor ne spune că acolo, în sinagoga evreiască, a început biserica. A fost o persecuție, o tulburare destul de mare și în urma acelei tulburări, Pavel a separat pe creștini, pe frați de sinagoga iudaică
și a închiriat o casă, o școală, care era exact pe strada cu sinagoga, și în școala aceea de peste drum, 2 ani de zile la rând, auziți, 2 ani, au fost adunări în fiecare zi. 2 ani în fiecare zi. Pasiunele întâi. De câte ori veniți voi la biserică pe săptămână? Îți aduci aminte cum era când te-ai pocăit? Îți aduci aminte cum trăgeai la adunare? De nu puteai veni joia, te gândeai, oare să mă ierte Dumnezeu? Dădeai telefon la un frate să spui, frate, n-am putut să vin. Acum vi se pare mult de 2 ori. Și atâta de mult vi se pare încât nici nu mai veniți unii dintre dumneavoastră seara. Dragostea din tâi a devenit dragoste de mai târziu față de altceva. Bag de seamă că biserica noastră, pasiunea pentru a căuta adunare, a început să slăbească la unii membri. Ce faceți după mesele? Unde vă cheltuiți timpul după mesele? Cu cine vă întovărășiți cei care nu veniți la biserică după masă, duminica? Ce ați pățit? Cine v-a câștigat inima? Ce duh de lene și de gândire lumească și firească a venit peste voi și casele voastre? Adu-ți aminte? Adu-ți aminte de unde ai căzut? Nu așa ai primit pocăința? Nu așa ai fost altădată? Gândește-te. E doar un exemplu. Unul vizibil, public. Dar care obicei vizibil, public, vorbește ceva despre sensul pasiunii, despre inimă, despre focul interior. Conștientizează-ți prezentul. Așa a zis Domnul, ai căzut. Ni se cere să realizăm unde suntem, să ne comparăm cu ce am fost cândva și apoi ni se mai spune, pocăiește-te. Schimbă-ți modul de gândire. Nu acum ai dreptate. Atunci ai avut dreptate. Că omul poate să zică, am greșit atunci. A venit cineva odată, situație ușor delicată, a dat ceva pe față din trecutul lui. Și din cauza că a dat ceva pe față din trecut, a avut de plătit. Și după aia a părut rău că a dat pe față. Și a zis, n-am avut minte, mai bine nu ziceam, uite că acum plătesc. Mi-a cerut un sfat, însă ascultă-mă. Tu n-ai greșit când ai dat pe față. Tu greșești acum, când îți pare rău că ai făcut atunci lucru corect. Când ai greșit, dumneata? Când te întorci la Dumnezeu și când plin de bucurie pentru Hristos nu mai socoteai zilele și ceasurile slujirii tale creștine, ci cu pasiune și cu râvnă îl iubeai și îți formai credința și iubeai cuvântul și rugăciunea și adunările și dărnicia și misiunea? Sau acum? Pe unul am auzit zicând, apoi pe vremea aia aveam creierul spălat. Ai dreptate. Amuți murdar. Cu sens peorativ a zis spălat. Și acolo la biserica aia spăla mingea. În ce stare ai ajuns creștine dacă pe aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și care stau cu pasiune lângă El, numind rău ce numește Dumnezeu rău și trăind dragostea față de Dumnezeu, ai ajuns tu să-i critici numindu-i spălați la minte? Eu iau pozitiv. Spălați în sângele lui Hristos. Și dumneata a încurcat libertatea cu robia. Asta e libertate pentru tine. Să faci ce stai cap. Păi când erai la pocăință venit, te fereai de băutură ca de foc. Și acum ai ajuns să bei.
Astea-s faptele tale din tâi. Sau mai de pe urmă. În locurile de petrecere a lumii, nici pe strada aia nu treceai. Ca după o vreme să te duci înapoi la petrecere, la discotecă. Și pe aceia care zic de ele se numește radicali, înguși la minte, necivilizați. Faină libertate ai. Felicitări. Să vezi tu unde ajungi cu ea. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Realizează unde te găsești. Pocăiește-te. Și apoi cuvântul spune clar. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Deasupra amenință judecata lui Dumnezeu. Altfel, zice Domnul, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. E o vreme în care Dumnezeu așteaptă, e o vreme în care Dumnezeu vorbește. Dacă omul în vremea aceea face schimbări, dă lui Dumnezeu dreptate, se întoarce la Dumnezeu, în mila lui Dumnezeu primește sufletul acela. Dar uitați-vă rog că, că Dumnezeu în răbdarea lui are un hotar, are o limită. Și dacă limita aceasta este trecută, Scriptura spune, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul. Adică voi ridica de peste tine recunoașterea că mi-aparții. Să ne ferească Dumnezeu de o asemenea stare. Să ne ferească Dumnezeu, să ne părăsească Dumnezeu. Cum a zis Pavel odată, așa a încheiat el, în afara faptului că sunteți lepădați. Există și posibilitatea asta. Un om să treacă limita răbdării lui Dumnezeu. Unul care cândva era plin de râvnă pentru Dumnezeu, din pricina pierderii dragostei din tâi, să ajungă să fie abandonat de Dumnezeu. Judecata aceasta este teribilă. Vă rog să observați felul pozitiv în care încheie Domnul. Ai însă lucrul acesta bun. De aici putem învăța multe lucruri. Ce abordare, câtă delicatețe, câtă încurajare, câtă iubire arătată de Dumnezeu față de acești oameni, față de noi. De aici putem învățăm și cum să ne adresăm copiilor din casele noastre, tinerilor cu care mai vorbim, celor peste care ne-a chemat Dumnezeu să vegem. Are de spus ceva greu, dar nu începe cu asta, ci începe zicând, știu faptele tale și înșiră vreo 7 sau 9 complimente. Lucruri adevărate, știu asta și asta și asta. Și după ce apreciază, merge la esență. Dar am ceva împotriva ta. Nu începe cu asta. Nu începe zicându-i, hei, ești pe limita, ești pe granița apostaziei, încă un pic și te abandonezi, ți-ai părăsit iubirea din tine, vai de tine, nu ești bun de nimic. Nu. Ci prețuiește tot ce-i drept. Ca apoi, profund și sensibil, să arate problema și soluția. Ca apoi să închid rana zicând, totuși, tu ai ceva bun. Păi după ce te-a lăudat 9 puncte și te-a criticat de moarte în al 10-lea zicând că ești la limita apostaziei, ți-a tăiat curajul. Domnul spune, totuși, tu ai ceva bun, în tine e ceva bun. Și acest ceva bun mă unește cu tine. Și eu urăsc faptele nicolaiților și tu. Noi suntem în aceeași echipă. Încă. Pocăiește-te. Hai la dragostea din tâi. Hai că am pregătit pentru tine un viitor. Cine are urechi de auzit să audă ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Acolo e finalitatea, raiul lui Dumnezeu. Acolo trebuie să ajungi, raiul lui Dumnezeu. De acolo trebuie să te înfrupți, din raiul lui Dumnezeu, din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Ce viziune, ce pasiune. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Biserica din Efes, biserica fără dragostea din tăi. S-a trezit această biserică. Mărturia viitoarelor secole dovedește asta. Oare te vei trezi și dumneata?
Oare va aprinde Dumnezeu în tine focul pasiunii? Îi doi uveri. Am o sugestie pentru dumneavoastră. Luați-vă 2 zile și mergeți în singurătate la rugăciune. Acolo să-L întrebați pe Dumnezeu ce crede despre voi. Valea Moașei este un loc bun. Luați-vă un cort. Dacă vă frică, luați cu voi și o lanternă. Mai luați pe unul. Să fiți 2. Puteți să fiți și 3. Dar la rugăciune singuri. În 3 direcții să vă duceți. Și să vă dați întâlnire numai peste 3-4 ceasuri. Să nu povestiți între voi mai nimic. Numai cu Dumnezeu. O să veniți schimbați de Dumnezeu de acolo. Dacă vii greu și ziceți, nu, cum să mă duc acolo? Nici n-am cu cine, n-am cum. Căutați un loc liniștit în care să vă rugați. Mergeți la marginea unui parc. Duceți-vă pe Valea Ștejii. Să nu spuneți că și acolo vi-e frică. O să vă întreb la mall ce căutați. Dacă nu, veniți noaptea singuri să vă rugați la biserică. Uite, e răcoare. Toată noaptea ce în biserică la rugăciune. Trebați-L pe Dumnezeu ce crede despre voi. Căutați soluții. Pentru ce iubiți, pentru ce iubim, tot timpul este timp și sunt bani. Asta e concluzia unui om care a ajuns la aproape 50 de ani. Pentru ce iubești, este timp și sunt bani. Sunt soluții. Spune conștiinței tale ce iubești și o să va vedea din ce faci.